venit la meditația de seară. Schimbați în nemurire. Într-o clipă, într-o clipială din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii. Toți ies din mormintele lor având aceeași statură cu care au intrat în mormânt. Adam, care se găsește în mulțimea celor înviați, este de o înălțime distinsă și cu o statură maestuoasă, cu puțin mai prejos decât Fiul lui Dumnezeu. Este un mare contrast între el și oamenii din ultimile generații. În această privință se vede marea degenerare a neamului omenesc, dar toți învie cu prospețimea și vigoarea tinereții veșnice. Păcatul a desfigurat și aproape a șters chipul divin, dar Hristos a venit să refacă ceea ce a fost pierdut. Chipul muritor, lipsit de frumusețe, odinioară întinat de păcat, devine desăvârșit, frumos și nemuritor. Toate defectele și deformitățile sunt lăsate în mormânt.